Partener al emisiunii Starnet, viitorul începe cu tine. Stimați concetățeni, Circumstanțele ne obligă să fim pe fază și în ajunul sărbătorilor. Ne-am convins că guvernanții se agață prin toate mijloacele de putere, dar acum ne convingem de faptul că guvernanții se gândesc și la căile de retragere de la putere. Asta, dacă va fi cazul, și se vor convinge că nu mai au șanse să se mai mențină la putere. Despre cum se agață guvernanții de putere am vorbit mult. Am văzut foaia lor de parcurs. Ne-am convins că nu vor să demonopolizeze mass media. Am văzut că își lasă spațiu de manevră pentru finanțarea obscură a partidelor. Am văzut cum folosesc factorul politic și administrativ pentru a nu scăpa de sub control instituțiile statului. Cu toate acestea, perspectivele guvernanților rămân sumbre. Dovadă? Dovada se conține în recenta campanie pentru alegerile prezidențiale. Liderul formal al Partidului Democrat de Guvernământ, Marian Lupu, s-a văzut nevoit să se retragă din campania electorală, iar apoi și de la conducerea formațiunii. Liderul celui de-al doilea partid de la guvernare, Mihai Ghimpo, a acumulat sub 2% din voturi și a provocat o criză internă în partid Convinuiri reciproce de corupție sunt fapte elocvente pentru argumentarea necesității, pregătirii căilor pentru eventuala retragere de la guvernare a democraților și liberalilor. Că se va întâmpla asta sau nu, nimeni nu poate ști. Totul depinde de cetățenii acestei țări și de capacitatea lor de a se izbăvi de politicienii corupți, mincinoși și irresponsabili. Se pare că Marian Lupu a auzit a ascultat și a dat startul rezolvării acestei probleme, părăsind campania electorală și șefia partidului. Sunt aceste fapte singurile care indică că reprezentanții guvernării pregătesc căile de retragere? Nu, nici pe departe. Mai există câteva semnale foarte interesante. Să nu uităm de vânzarea hotelului Codru de către coordonatorul guvernării. E un indicator dacă ne întrebăm de ce o bancă aflată sub administrare specială cumpără acel hotel. Dar cel mai important indicator al pregătirii retragerii este așa-numita lege privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. Modul în care a fost elaborată, introdusă pe agenda și votată în prima lectură legea respectivă arată. Graba febrilă și interesul major pentru această lege. Ea e garanția protecției și vieții tehnite pentru reprezentanții actualei guvernări. Acum să trecem în revistă contextul și principalele prevederi ale așa zisei legi privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. În primul rând, liberalizarea capitalului este promovată de reprezentanții Partidelor Democrat și Liberal, adică de două partide, liderii cărora au semnat protocolul secret privind partajarea organelor de drept și de reglementare. Știm că anume acel protocol a creat condițiile de politizare a instituțiilor statului care, la rândul lor, au creat mediul necesar pentru furtul miliardului. Furt care a fost doar monitorizat de organele competente, nu și întrerupt. Deci, prima concluzie e că cei care au creat condiții prielnice pentru furt, acum promovează liberalizarea capitalului obținut prin căi criminale. Frumos, nu? Mergem mai departe. În al doilea rând, astfel de liberalizări se întâmplă foarte rar în lume. Iar dacă se întâmplă, ele se fac de guvernări ce se bucură de susținerea și înțelegerea cetățenilor. În cazul nostru, liberalizarea capitalului se face de o guvernare nelegitimă, care se bucură de susținerea a 7-8% din cetățeni. O arată și rezultatele recentelor alegeri prezidențiale. În al treilea rând, elaborarea și promovarea legii respective se face cu încălcarea legislației privind transparența decizională. Proiectul de lege urma să parcurgă toate etapele de la fundamentarea necesității acesteia și până la colectarea părerilor instituțiilor specializate, a organizațiilor vizate și a grupurilor de cetățeni interesați. Asta înainte de a ajunge pe agenda ședințelor plenare ale Parlamentului. În al patrulea rând, au fost ignorate prevederile legislației referitoare la elaborarea actelor legislative. Pentru un document cu un impact financiar anunțat, a fost ignorată necesitatea vizării din partea instituțiilor obligate să estimeze acest impact, precum și a celor care urmau să estimeze potențialul de coruptibilitate a legii respective. De fapt, această lege este expresia pură a coruptibilității și a ceea ce se numește hazard moral. Iar țara noastră recidivează la acest capitol. Am mai avut așa ceva acum 10 ani. Atunci, protagoniștii erau Dodon și Greceană. Și dacă avem și în prezent așa ceva, atunci ce pot să creadă băieții deștepți? Corect, că doar proștii achită taxe și își cresc capitalul prin căi legale. Băieții deștepți nu fac asta. Ei susțin partidele politice guvernante, iar apoi impun amnistierea odată la 10 ani. Cine va mai investi în Republica Moldova? Doar cei care își legalizează capitalurile ilicite. De ce vor face? Pentru a perpetua această schemă oricât de multe ori. Doar după ei poate veni și potopul. Dar să revenim la legea în cauză. Ea practic anulează impactul așteptat de societate așa zisului pachet de integritate, adică a legilor adoptate anul curent care urmau să facă regulă în declararea proprietăților, veniturilor și a conflictelor de interese a demnitarilor. Acum, dacă demnitarii hoțomani își vor declara capitalurile obținute prin furt și fraudă, ei vor deveni automat oameni cinstiți. Despre ce ne amintește asta? despre persoanele de moravuri ușoare care se dedau plăcerilor trupești în cel mai păcătos mod, iar apoi se duc la medic care pentru o anumită sumă le eliberează certificate de virginitate. Să nu credeți că exagerez, legea despre care vă vorbesc are anume această menire. Deci vom avea integritate de doi bani, Adică de 2%. Asta e suma necesară să fie achitată de marii corupți ca să-și legalizeze capitalurile și să fie considerați oameni integri. Vă imaginați, dacă corupții vor trebui să plece de la guvernare, nimeni nu va putea pedepsi apoi. Ei doar vor fi oameni cu integritatea cumpărată pe 2%. În al șaselea rând, guvernanții nu au calculat și nu ne-au informat care va fi impactul financiar și economic. Al legii respective. Doar dacă legea e atât de sensibilă din punct de vedere moral și al integrității, ea, cel puțin, ar trebui să aibă măcar ceva aspecte pozitive. Niciun fel de calcule în acest sens, doar fraze generale despre stimularea fiscală. În al șaptelea rând, dacă era vorba despre o adevărată stimulare fiscală, atunci am fi auzit despre asta în contextul adoptării bugetului pentru anul 2017 a estimat cineva care va fi impactul legii respective asupra veniturilor bugetare în anul viitor? Și atunci, cum putem judeca despre necesitatea legii respective? Putem, dacă înțelegem că nu pentru asta a fost elaborată legea în cauză. Acum, să nu creadă nimeni că pregătirea actualilor guvernanți pentru o eventuală retragere, fără consecințe grave pentru bunăstarea lor, e ca și cum împlinită. Nu, guvernanții doar se asigură pentru orice eventualitate. Dar oricum vor încerca să se agațe de putere, cum prin modificarea sistemului electoral. Noi ne revedem mâine, al osul, domn președinte.